șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planul nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care, mincinos care spune minciuni și șel ce strânește șerturi între frați. Iată, iubiți Domnului, câte lucruri urăște Dumnezeu în dreptul fiecărui de noi. Și dacă aș întreba pe cineva, de câte ori a venit satana la tine astăzi și te-a necăjit, te-a supărat? spui, da, am eu treabă cu satana, nu am eu lucruri din astea. Și uite, Scriptura spune, ochii trufași, limba mincinoasă. Povnit, satana la tine, prin vecin, băi, ce faci, tot trufaș, eu, puu, eu nu-i nimic ca mine, eu sunt bine, eu fac, eu direc. Iată un păcat, limba mincinoasă. Vine cineva, te întreabă niște lucruri, nu spui adevărul. Iar ai căzut testul, iar ai, ai căzut înaintea lui Dumnezeu. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Și este un lucru dureros și dacă am predicat despre lucrul ăsta, am putea să mergem mult, mult, mult în, în acest predică. Dar trece peste lucrul acesta și fiecare dintre noi să gândească mâinile care var să sânge nevinovat. Inima care urzește planuri nelegiuite picioarele care aleargă repede la rău, martul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește șerturi între frați. Vedeți, iubiții Domnului, în câte lucruri putem greși noi zilnic înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu să facă ca să fim din acei care ne înfrânăm de la toate lucrurile. Amin.